Un angajator din Malta scoate la concurs un post pentru operator mașini. Candidaturile pentru acest post se pot trimite până pe data de 13 decembrie. Sălăjenii care vor să muncească în străinătate și au experiența necesară își pot trimite până pe data de 13 decembrie candidaturile pentru postul de operator mașini scos la concurs de un angajator din Malta. Pentru a fi compatibil cu postul, candidații trebuie să aibă minim 2 ani experiență pe mașini și echipamente utilizate în industria mobile și experiență în sisteme computerizate, CNC sau PLC, dar și bune cunoștințe de limba engleză. Potrivit informațiilor postate pe site-ul EURES, contractul va fi încheiat pe perioada de 12 luni, iar salariul promis de angajator va fi calculat în funcție de experiență. Mai multe informații despre acest post puteți obține accesând site-ul www.anofm.ro, secțiunea muncă în